Pompierii militari au sosit în cursul nopții la sonda care ardea și în prima fază au evaluat situația. Nu există victime și nici pericolul extinderii focului la alte clădiri, pentru că sonda este situată departe de orice așezare. La fața locului au ajuns și sondorii. M-a evacuat ce am avut noi de luat, a dat tot, ce să faci? Din vina cui s-a produs? Nu se știe, nu e. Nu se știe. Deocamdată nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului. În acest moment, la fața locului, sunt dislocați 75 de subofițeri cu 22 de autospeciale. Incident periculos se cercetează către Inspecția Muncii, respectiv de către ITMS Satu Mare. În ajutorul celor de la ISU Satu Mare au sosit în cursul zilei echipaje de intervenție din Bihor și Maramureș, iar mâine sunt așteptați să sosească la Moftinu Mare experți din Canada care să evalueze situația și să facă un plan de intervenție pentru stingerea incendiului.